prezentatoarea știrilor ProTV, a luat parte alături de Alexia, fiica ei, la o petrecere, un bal mascat care a avut loc în București. Imediat cum au ajuns, cele două au făcut furori cu ținutele alese. În ceea ce o privește pe Andreea Esca, prezentatoarea a îmbrăcat o rochie de vară, foarte decoltată, la care a asortat sandale și o mască discretă pe față. Ținuta Alexiei Ram a fost mai dramatică, ea s-a îmbrăcat în negru, iar pe față a avut o mască închisă la culoare. La petrecere, ele au socializat cu cei prezenți, dar s-au bucurat și de decor și de întreaga atmosferă. N-au ratat nici ocazia de a face poze, pe care le-au distribuit apoi pe rețelele de socializare. Sunteți minunate! Să fiți sănătoase și fericite, de vis, superbe, minunate, totul, ca de poveste, femei frumoase și fericite, au comentat fanii Andrei Esca. Andreea Esca și Alexandre Ieram au pus mare accent pe educația copiilor lor. Alexia și Aris Ieram au fost la un liceu de prestigiu din București, apoi au studiat la facultate în străinătate. Prezentatoarea știrilor ProTV a vrut să-și educe copiii și din punct de vedere financiar, astfel că Alexia a lucrat o perioadă, când era la liceu, într-o cafenea din București. Tânăra era plătită pe oră și lucra doar în weekend pentru a strânge bani de buzunar. Mama mereu a vrut să ne învețe cum să câștigăm bani. Să știm ce înseamnă asta. Eu am lucrat o lună de zile în weekenduri la o cafenea, lucram part-time, aveam un salariu și atunci mi-am dat seama. Stăteam acolo până făceam 80 de lei, trebuia să interacționezi cu oamenii, mi se pare o experiență bună, mai ales pentru un copil, a povestit Alexia. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.